reacția lui Ludovic Orban după ce Dragnea și Ponta s-au dat în gât reciproc, mă bucur ce apar astfel de dezvăluiri. Statul paralel a fost creația PSD. Presubliniere dintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat ce se bucur ce se desecretizează relația nepotrivit care exista între liderii PSD sublinierei conductorii diferitelor instituții de siguranță național, afirmând ce teoreticienii statului paralel ara ce acesta a fost creat de PSD, informează România TV. Nu cunosc. Vede ce până una alta se desecretizează relația nepotrivit care exista între liderii PSD sublinierei anumici conductori ai diferitelor instituții de siguranță național. Am văzut cum se dau în gât reciproc Dragnea sublinierei Ponta, Gabi Oprea nu a spus nimic, dar am văzut ce s-au făcut referiri. Existau relații total nepotrivite despre care cecenii români habar nu aveau, Băsescu, Udrea, Dragnea, Ponta. Mă bucur ce apar astfel de dezvăluiri pentru ce toți teoreticienii a sublinierea zisului stat paralel arat ce dacă a existat un stat paralel el a fost creat de PSD, a declarat presubliniere dintele PNL, Ludovic Orban. Solicitat să comenteze desecretizarea protocoalelor încheiate de SRI cu instituții ale statului. Ludovic Orban a afirmat că PNL este SRI de astfel de relații neprincipiale. Noi, PNL ne punctre, suntem SRI de astfel de relații nepotrivite, neprincipiale care arat, a sublinierea cum spune Ponta, ce atunci când a fost în subliniere tincat Dragnea ce urmează să i se deschid un dosar pe referendum s-a dus la domnul Coldea sublinierei la domnul Maior. Păi, ce treabă au domnii Maior sublinierei Coldea în viziunea domnilor Ponta sublinierei Dragnea cu parchetele? Din câte subliniere tiu eu nu exist absolut nicio legătură. Fiecare este în zona lui de activitate care nu trebuie să interfereze, a spus Orban.